Am găsit la DC Medical, discut cu domnul dr. Silviu Dumitrescu de la Spitalul Militar Central, secția de cardiologie 1. Domnule doctor, sunt multe sfaturi cum să te ferești de boli de inimă, cum să trăiești în cazul unei afecțiuni cardiovasculare, cum să o duci pe picioare. Mai e ceva nou? Putem găsi altceva de comunicat publicului, un alt avertisment? Eu aș începe cu ceva vechi, pentru că este foarte actual. Cred că principalul sfat pe care trebuie să-l dea orice cardiolog invitat la o emisiune precum a dumneavoastră este acela de a recomanda renunțarea la fumat. Suntem o țară în care incidența fumatului, numărul de fumători este foarte mare, poate mai mare, ceva mai mare decât media europeană. Și asta se vede în incidența bolilor cardiovasculare, care e mai mare decât media vest-europeană, unde legile antifumat au reușit să reducă din boala cardiovasculară. De aceea, primul lucru pe care eu îl spun, dacă vrei să ai o inimă sănătoasă, atunci nu fuma. Cu certitudine este un factor de risc, poate să fie singurul factor de risc, care să ducă la afecțiuni severe de tipul infarctului miocardic și de asemenea toate celelalte boli vasculare. În afară de fumat, sigur că există multipli factori de risc pe care îi avem și pe care îi neglijăm. Nivelul anormal al grăsimilor din sânge, adică nivelul colesterolului și al trigliceridului, mai ales raportul dintre ceea ce numim colesterol bun și colesterol rău, sunt factori de risc care nu ne deranjează cu nimic decât dacă îi vedem în analize, dar care, pe măsură ce trec anii și îi neglijăm, strică vasele noastre, le afectează, pentru că într-un final să apară un eveniment vascular. De aceea, un alt sfat pe care eu l-aș da ar fi acela de a face analize periodic și a urmări profilul lipidic, adică nivelul acestor grăsimi din sânge. Un alt factor de risc pe care eu îl consider important și care poate fi neglijat la fel de ușor este hipertensiunea. De cele mai multe ori, valorile mari ale tensiunii arteriale nu ne deranjează cu nimic, nu simțim mai nimic. Există hipertensivi care la tensiuni de 18-20 nu au absolut niciun fel de simptom și evident că neavând o simptomatologie, nici nu au măsuri pentru a controla acest factor de risc. Să insistăm puțin asupra tensiunii. Ce semne ar fi dacă nu doare? Care ar fi semnele de alarmă, să spunem? Pentru că omul se duce și ia tensiunea, zice, păi n-am, am 13, 14, mă rog, sunt pe acolo. Poate face 17, da? Zice, e oscilant, n-am întotdeauna 17 sau... Foarte, foarte bine pus punctul pe ei, pentru că, într-adevăr, o valoare tensională crescută ar trebui să ne alerteze. Și indiferent de caracterul ei excepțional. În anumite situații de supra-solicitare, tensiunea este normal să crească, dar proporția în care crește este de asemenea importantă. Pe de altă parte, o persoană normotensivă care brusc ajunge să facă 18-20, indiferent de cât de mare ar fi supra-solicitarea, indiferent de ce situație stresantă sau ce nivel de anxietate, pentru că de foarte multe ori majoritatea spun eram foarte nervos, atunci eram foarte obosit, eram foarte stresat, de asta a fost tensiunea așa mare. Nu e normal. Într-o situație de genul ăsta, da, tensiunea crește, dar nu atât de mult. Și în momentul în care găsim aceste valori anormale, trebuie să ne întrebăm dacă ele se repetă în mod sistematic.
De aceea, cel mai simplu lucru este să facem o automăsurătoare a acestei tensiuni arteriale, făcându-ne un jurnal de tensiune. Două măsurători pe zi, una dimineața și una seara, într-un interval de o lună de zile, cred eu că nici sunt... Nici dimineața, nici seara nu suntem stresați, anxioși. În schimb, pe parcursul zilei, rapoarte, telefoane, șofat... Da, este adevărat. Există și posibilitatea de a vedea ce se întâmplă în 24 de ore prin dispozitiv care este un dispozitiv de măsurare ambulatorie a tensiunii arteriale, numit popular holter de tensiune. Acest holter de tensiune face niște măsurători la intervale definite de către medic, atât în timpul zilei cât și în timpul nopții și oferă informații extrem de importante despre comportamentul tensiunii arteriale în circumstanțe așa cum le-ați descris, dar nu numai, pentru că, spre exemplu, în timpul somnului, dacă tensiunea arterială nu scade așa cum ar trebui și rămâne la valori similare cu cele din timpul zilei sau, dimpotrivă, are tendința de a crește, acesta este un semn de risc cardiovascular crescut. Hipertensivii care au valori crescute de tensiune în timpul nopții sunt pacienții cu hipertensiv cu risc cel mai mare pentru a face evenimente cardiovasculare majore. Și de aceea holterul de tensiune, da, este un instrument extrem de util în a monitoriza ceea ce se întâmplă cu tensiunea. Și un holter intern, niște semne de alarmă, nu știu, îți vâjie urechile, îți lacrimează ochii. Semnele sunt destul de sărace în hipertensiune. Sigur că valorile tensionale mari pot să determine crizele hipertensive pe care le vedem la urgență cu manifestări zgomotoase și care necesită și tratament de urgență. Sigur, sunt de cap. Dureri, sigur, sunt. Unde? Fruntea, ceafa? Cefalea occipitală sau frontală, persistentă, sigur că de multe ori poate alerta că tensiunea e un pic mai mare. Dar, repet, de cele mai multe ori nu avem, din păcate, semne și de aceea e important să fim activi și să facem o măsurătoare din când în când. Sigur, cât de des, dacă ești o persoană sănătoasă, fără factori de risc cardiovasculari, probabil că o măsurătoare odată pe an este absolut suficientă, dar în măsura în care observi că valorile tensionale tind să crească și dacă înainte aveai valori optime, 11 cu 7, 12 cu 7, și vezi că atunci când faci măsurătorile încep să se ducă către limita superioară a normalului, care este 14 cu 9, în Europa, pentru că în America este o comunitate mai mică, în acel moment trebuie să te alertezi și să ai o atitudine, după cum spuneam, activă și măsurătorile să le faci sistematic și să recurgi la un holter de tensiune pentru a vedea dacă ești hipertensiv sau nu. De asemenea, trebuie să știi ce trebuie făcut pentru a reduce aceste valori tensionale, pentru că majoritatea pacienților se tem de acest diagnostic pentru că se gândesc că au nevoie obligatoriu de tratament. O hipertensiune diagnosticată în faza inițială, atunci când diagnosticul este de stadiu 1, poate fi tratată cu succes prin măsuri non-farmacologice, nu e nevoie neapărat de tratament medicamentos. E ideal să reușim să surprindem hipertensiunea atunci când este în stadiu 1 și să recomandăm doar măsuri non-farmacologice. Adică restricție de sare, yoga și mișcare. Sigur, cât mai măsurile antistres. Un câine face bine pentru da, a rezolva tensiunea sau dimpotrivă dacă îți sura de canapea face rău? Nu, s-a văzut că persoanele care au un animal de companie, sunt mai puțin stresate și au un nivel mai redus de anxietate, ceea ce face ca valorile tensionale să fie mai reduse. Sigur, reducerea catecolaminelor, a hormonilor de stres e importantă, ați spus de yoga. Sunt niște mici observații legate de reducerile tensionale la cei care practică. Dar cel mai important lucru, eu consider că este modificarea stilului
alimentar și a nivelului de activitate fizică pe care îl are persoana respectivă. Ați menționat despre sare, da, e foarte important să reducem sarea. Alimentele pe care le consumăm de foarte multe ori, semipreparatele, preparatele industriale, orice înseamnă produs de tip fast food, sunt alimente cu foarte mult sodiu, cu foarte multă sare și cu aditivi alimentari care sunt săruri de sodiu și este important să încercăm să le reducem, dacă putem să le excludem, cu atât mai bine. Dulcitorii, mulți își reglează aportul caloric, folosesc îndulcitorii, din câte ați spus, are și el sodiu, are acel îndulcitor efervescent. Da. Așa este. Așa este. Sursele de sodiu pe care le avem în alimentația, există în alimentația omului modern, sunt multiple și practic consumăm de peste 10 ori mai multă sare decât avem nevoie în mod obișnuit. Așa că aici putem face ceva și putem reduce valorile tensionale modificând alimentația. Spuneam și de nivelul de activitate fizică. O persoană sedentară care începe un program de antrenament fizic, evident progresiv și într-o manieră controlată, fără a trece de la sedentarism la maratonism, ca să zic așa, își va reduce și valorile tensionale. Este excelent dacă în momentul când găsim o hipertensiune de stadiu 1, dacă reușim să avem în 30 de minute de activitate fizică zilnic, vedem cum valorile tensionale revin încet, încet la normal. Mulțumesc!